Anual în lumea întreagă mor mai mulți oameni din cauza poluării decât din cauza fumatului. Este concluzia unui studiu recent, în urma căruia oamenii de știință au lansat un apel la adoptarea unor măsuri urgente. Cercetătorii din Germania și Cipru estimează că poluarea aerului a provocat 8,8 milioane de decese suplimentare în anul 2015, aproape dublu în comparație cu cifra estimată anterior, de 4,5 milioane. Organizația Mondială a Sănătății estimează că, la nivel mondial, aproximativ 7 milioane de persoane mor anual din cauza fumatului, deoarece majoritatea pulberilor în suspensie și a poluanților atmosferici din Europa provin de la arderea combustibililor fosili, trebuie făcută urgent trecerea către alte surse de energie, a afirmat unul dintre autorii studiului. Cunoscute sub numele de PM2,5, care dăunează în mod special sănătății, deoarece pot pătrunde în plămâni și pot ajunge chiar în sânge. Potrivit cercetătorilor, noile informații indică faptul că impactul asupra sănătății a PM2,5, principala cauză de afecțiuni respiratorii și cardiovasculare, este mult mai grav decât s-a crezut anterior.